Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru despre Unitatea în Hristos. Avem astăzi subtitlul, Metafore ale Unității. Ne trebuie să, să avem niște imagini ca să ne putem da seama despre ce este vorba în Unitate. Am pus întrebarea: În ce este necesară Unitatea, că noi suntem atât de diversi? Trebuie să fim uniți în arătare. Nu. Trebuie să fim uniți în formă? Nu. Trebuie să fim uniți în mărime? Nu. Trebuie să fim uniți în inteligență? Sigur că suntem toți deosebiți. Trebuie să fim uniți în aptitudini? Nu. Trebuie să fim uniți în gust? Acolo, sigur, nu. Trebuie să fim uniți în viteză? Nu. Trebuie să fim uniți în îmbrăcăminte? Nu. Trebuie să fim uniți în dietă? Sigur că nu. Singurul lucru care decide toate deciziile noastre și acolo unde trebuie să fim uniți este identitatea noastră. În identitate se face unitatea. Haideți să vedem, am văzut data trecută că noi ne-am născut în inima noastră având o identitate greșită. Este identitatea acelui rău care a moștenit-o de la părinții noștri, de la părintele nostru Adam. El ne-a dat această moștenire prin Hristos, noi răstignim această moștenire, adică scăpăm de ea și primim altă moștenire și anume devenim fii ai Tatălui Ceresc. Și aceasta prin Duhul Sfânt. Noi suntem schimbați pentru că El vine în inima noastră, în subconștientul nostru și acolo lucrează împreună cu noi în rațiune, cum am văzut data trecută, pentru ca să eliminăm din noi cauza problemei și anume că credem că suntem cineva care nu suntem. De aceea Duhul Sfânt care ne aduce viața lui Hristos, El ne ajută ca pas cu pas să fie răstignită această eroare până când ea este distrusă complet și în locul ei avem identitatea corectă, sunt copil al lui Dumnezeu. Aceasta este procesul de mântuire. Avem astăzi în această lecțiune patru imagini, patru metafore, eu le-am numit simboluri ale unității. Un popor. Luăm acel text din Deuteronom 4 cu 20 și mai sunt și multe alte care le voi citi, care vor arăta ce înseamnă un popor. În versetul 20 din Deuteronom 4 se scris, dar pe voi Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului ca să fiți un popor pus deoparte cum sunteți astăzi. Ce înseamnă să fii un popor pus deoparte în, în germană? Înseamnă că ești un popor al proprietăți, ești poporul lui. Ceea ce am citit în orele trecute în, Isai, în Efesen, capitolul 1, cu 4 și 5, în el Dumnezeu ne-a ales înainte de temea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Deci ce trebuie să se schimbe noi? Ce este acel lucru care este stricat? Identitatea. Suntem copii ai săi. Aceasta este scopul unui popor. Pentru că un popor are o identitate și identitatea aceea îl deosebește de celălalt. Și există doar două, două identități. Ori ești copil al lui Dumnezeu, ori ești un copil al celui rău, dar tu te crezi că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Așa cum credeau evrei. Există doar două feluri de identități și anume ori al lui ori nu a lui. Dar prin ce se arată identitatea? Se arată ea cu un, cum să zic, pe frunte să scris eu sunt creștin, eu sunt născut din nou, eu am viața veșnică, se, se, se arată identitatea prin banere, da? prin flyere, peste tot? Nu se arată așa. Ea se arată prin caracter. Vedem aici, și poate mai citesc înainte să intru în predica de pe munte, acel text din roman care l-am avut data trecută de la versetul um, 17. Și dacă suntem copii, ok, ce înseamnă copii? Identitate. Dar dacă, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitor al lui Dumnezeu. Uitați-vă prin întreaga scriptură. De ce țara promisă, ce simboliza, ce prezenta țara promisă, nu prezenta locul și posesia lui Dumnezeu? Pe care zice Dumnezeu: Eu voi vă da, pentru că voi sunteți poporul meu deosebit, adică poporul care are identitatea corectă, care știe că este un popor al lui Dumnezeu care nici ni, nu doar crede că este ci care într adevăr dovedește aceasta și cum dovedește aceasta iată că și Pavel zice aici și Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos dacă aici este aici este condiția dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Știți că răstignirea eului este o suferință continuă care trebuie să o experimentăm. Noi nici măcar nu vedem cât de rea este această fire, pentru că o hrănim și nu ne dăm seama că din cine suntem noi totul iese. Dar, ca să distrugem acest lucru, va trebui să trecem prin suferință. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru încercările care vin. Îi mulțumesc pentru bolile, deși le urăsc, dar îi mulțumesc pentru că, fără ele, n-aș vedea eu-l, n-aș vedea că joc pe Dumnezeu în mod continuu. N-aș vedea aceste lucruri. Și n-aș vedea că nu sunt acolo unde trebuie. Dar dacă suferim cu adevărat împreună cu El, pentru că Iisus Hristos a dus o suferință pe acest pământ, a trebuit să vadă ce a făcut identitatea falsă din om, ce a făcut această fire, acest steag al celor rău, să te crezi tu că ești cineva care nu ești cea unde a condus la câtă dezbinare. La, în toate familiile să știți, există dezbinare. Doar în cea în care fiecare membru al familiei este conștient cine este El, și este condus, și ia din Dumnezeu, în acea familie este pace. În altele nu este. Eu văd aceasta. Indiferent ce religie oamenii proclamă că au. Indiferent cu ce se laudă, ei sunt cășiți. Pentru că trebuie să suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslaviți împreună cu El. Deci, moștenirea aceasta, schimbarea identității în inima noastră, este un proces dureros prin care Dumnezeu trebuie să ne treacă, ca să-l realizăm cât de decăzut suntem. Căderea este simplă, un pas greșit, ești caz 500 de metri, dar până urci iarăși 500 de metri, îți trebuie timp și forță și energie și să depui efort să ajungi înapoi de unde ai căzut datorită faptului că drumul acesta îngust care duce la schimbarea identității este atât de greu să zic, pentru că necesită suferință, dovedește cât de mare a fost căderea lui Adam din statutul pe care Dumnezeu l-a dat când l-a creat. Deci noi dacă suferim împreună cu El, să răstignim firea. Și Iisus Hristos a răstignit-o de la început. Noi o răstignim de la început când începem să fim născuți din nou. Dar de atunci începe un proces al răstignirii. Pentru că moștenirea nu este, cum am zis, un banner, ci este, așa cum Iisus Hristos o descrie în Matei 5, un comportament, o claritate, fără nici o. cum să zic? Fără niciun fel de. Um, de dubiu. Zice aici, în Matei 5, la 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproape tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce, se, ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni. Și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Știți că creștinii n-ar da voie la acest lucru? Creștinii n-ar putea să fie plăcuți pentru cei răi și pentru cei buni. Pentru cei buni, da, da, pentru cei buni suntem toți buni. Dar pentru cei răi trebuie să-i extirpăm, trebuie să eliminăm, trebuie să-i distrugem. Dar asta înseamnă că sunt fiul al celui rău. Aici zice, dacă noi facem aceasta, să facem bine celor ce ne urăsc, să ne rugăm pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Atunci sunteți fiul tata. Aici e ai suferința pe care noi o purtăm, pentru că dragostea suferă tot, crede tot, rabdă totul. Aici este dovada. Cine ești? Nu se va da prin, eu sunt, Christ, sunt un copil al lui Dumnezeu. Poți să scrii banele câte vrei pe piept și pe frunte că tot nu se va deveri decât atunci când ești chemat la o hotărâre. Când ești pus la încercare. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vrameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum e Tatăl vostru cel ceresc, este desăvârșit. Asta este dovada unui creștin. Mai citesc un cu ca să venim apoi și la o aplicație uh, uh, reală ca să învețem ce înseamnă să fiu un popor al lui uh, Dumnezeu. În Ioan, la capitolul 8, uh, Isus vorbește cu cei de acolo și le trebuie să le spună că ei secret că sunt fiul tata, când ei, de fapt, adică lui Tată Ceresc, al lui Dumnezeu, dar nu, au, nu văd că, de fapt, poate văd, dar nu vor să recunoască că ei sunt fii celui rău. Dar acum, Ioan 8 la 40, eu vă spun, 38, eu vă spun că am văzut la Tatăl meu și eu vă spun ce am văzut la Tatăl meu și voi faceți ceea ce ați auzit de la Tatăl vostru. Iată aici contrastul. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însum, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți pe tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Iată ideea a fi un popor, a avea un caracter comun. El se arată doar prin fapte. România a avut acest loc, acel referendum, dacă în Constituție să rămână familia bărbat și femeie. Și acum nu știu toate detaliile, pentru că nu mă interesează. Însă, pentru mine a fost interesant să observ cum cele două. Eu zic așa, identități ies la far afară. Cei cu agresivitate care doresc să impună binele și să-l fixeze în Constituție, pentru că cred că binele este o fapt externă. Au fost foarte angajați. Iar ceilalți, mai, eu zic așa, mai cu cu minte, mai cu rațiune. Au stat mai la o parte și au zis, ce cu treaba aceasta? Să știți, exact așa sau așa văd că se va face și cu legea duminicală. Se va impune binele. Vrem prin lege să-i facem pe oameni uniți sau familiști, să nu calce pe altă cale, pentru că prin lege trebuie să-i forțăm să fie așa cum vrem noi. Că avem dreptate sau nu, nu contează să știți. Este caracterul și spiritul care iese de acolo, din noi. Și dacă iese un spirit al ucigașului, este un spirit care vrea să forțeze, este spiritul celui rău. Pentru mine a fost frumos să văd, pentru că așa se va cere din popor, să legislației se va cere ca ei să impună binele pentru pace, pentru ca toți să fim una. Aceasta este diavolesc. Și cei care sunt călincioși, cei care au Spiritul lui Hristos, care într-adevăr au identitatea Tatălui lor ceresc, ei vor arăta prin perfecțiunea iubirii lor, că îl vor iubi și pe cel rău și pe cel bun. Asta nu înseamnă că sancționează răul sau că zice că răul e bun. Nu, dar un creștin, un om care trăiește din Dumnezeu, un popor ales, un neam sfânt, cum stă scris aici în, în 1 Petru 2, cu 9 și 10, un neam sfânt, voi Însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărățească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Ce înseamnă a Lui? Să poarte identitatea sa. Ca să vestiți putele minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumină sa minunată. Pe voi care odinoară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu că în îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Un popor al lui Dumnezeu, el nu se va băga ca să forțeze un lucru și nici măcar nu se va gândi, pentru că așa nu este în ceruri. Binele este natural. Legea după ce omul a fost căzut în păcat, i s-a dat să o recunoască, de aceea i s-a spus nu, 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 ca să vadă de unde ea. Dar legea îți spune pe unde mergi, dar dacă o calci, tu ești liber să o calci și să porți consecințele. Dar nu există lege în care ți se, se impună binele, pentru că binele întotdeauna e corect. Legea guvernează lucrurile, dar noi ne guvernăm după ea și așa trebuie să și trăim. De aceea, cercetați-vă Duhul, cercetați-vă inimă. Dacă există agresivitate împotriva păcătoșilor, agresivitatea e greșită. Noi putem vorbi la subiect, putem trata lucrurile foarte frumos, dar într-un Spirit al lui Hristos. Și dacă Spiritul nu este al lui Hristos, să știți, nu contează câtă dreptate ai avea. Ești tot cu identitatea greșită. Aici este ceea ce s-a văzut la evrei. Trebuie să trecem mai departe că timpul. O casă, un templu. Și am văzut aceasta în Efeseni, la capitolul 2, unde toți suntem de la versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici trăi, nici oaspeți ai casei, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Ce înseamnă casa lui Dumnezeu? Este identitatea lui. Suntem copii ai săi, asta e identitatea. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și a piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. Iar el el, toată clădirea bine încheiată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Un trup, știm acel text din 1 Corinteni 12, de acolo, pentru că toate mădularele sunt împreună. Și o turmă. Aici m-aș mai opri o dată un pic să, să vedem în Ioan 10, este așa de frumos că toate aceste picturi, și veți vedea că sunt multe, în toată când vezi că problema omului este identitatea lui, vom vedea mereu și mereu același tipar. Biblia spune același lucru pe fiecare pagină și repetă în imagine, în simbol, în metafore, doar, doar cineva să-l înțeleagă. Citeți la versetul 5. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți lucrurile pe care le fac eu, în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Citez la versetul 24 ca să vedem contextul. Ideii l-au înconjurat și i-au zis, până când ne toți tot ții sufletele în încordare. Dacă ești Hristosul, spune-ne-o, destrușit. V-am spus ce Le-a răspuns el. Și nu credeți. Dar, zice, lucrurile pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine cine sunt. Iată că lucrurile ce facem va mărturisi despre noi cine suntem. Isus Hristos avea identitatea Fiului lui Tatălui Său. Și El zice, toți pot să vadă după faptele mele cine sunt eu. Fenomenal, nu e așa? Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din turma mea, nu sunteți oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl suntem una. Fantastic, nu-i așa? Haideți să trecem. Un popor, multe persoane. Nu contează câte miliarde de persoane sunt, ei sunt toți uniți pentru că au aceeași identitate. Știu că sunt copil de Dumnezeu. Oițele sunt multe, ei au un singur păstor și ascultă de glasul lui, iau din el, păzesc porunca pentru că știu a cui sunt, știu cine sunt. Sunt multe camere, sunt multe spații în templul lui Dumnezeu, însă este un singur constructor și ăla la, este, Dumnezeu și la piatra temelie este Hristos și apostolii și pe aceasta este o casă vie cu, cu cărămiz vii. Trupul este compus din multe organe, dar toate sunt conduse dintr-un singur punct. Un popor are un singur rege, o turmă are un singur păstor, o Casa are un singur proprietar și un trup este condus de un singur spirit. În ființe avem o identitate și în casă, și în în, într-un trup avem un singur centru de control. Ca să separăm un pic, pentru că o casă nu are o identitate, un trup nu are o identitate, el este doar controlat de un centru, pentru că e ceva fizic. Pe când o ființă, un om, sau un animal are o identitate. Haideți să vedem unitatea la construirea templului lui Dumnezeu. Aici avem un constructor și el are un plan. Trebuie să ai un lucrător, trebuie să ai un plan de construcție, trebuie să ai materiale de construcție, trebuie să ai unelte de construcție, trebuie să ai o scală cu care să măsori, îți trebuie o capacitate ca să poți să faci lucrarea și pe plan fizic, spiritual, cine e lucrătorul? Este evident creștinul. Nu? Creștinul este chemat să clădească această casă în care au fost preluați și uh, cei din uh, neamuri. Cine este planul de construcție? Este Biblia, este Scriptura, este planul de construcție. Cine este materialul, omul? Vrem să clădim un om nou, vrem să ducem Evanghelia la toată lumea. Uneltele sunt darurile Duhului. Capacitatea noastră, legea este legea vieții, capacitatea este Duhul Sfânt. Iată pe așa, acest șantier totul se lucrează în unitate. Pentru că toate componentele sunt prezente. Biblia poate să fie citită, pentru că avem scala, putem citi planul, pentru că Duhul Sfânt ne-a făcut clar. Că suntem ființe create, că suntem ființe prin Hristos adoptate. Duhul Sfânt ne face clar cine suntem noi și atunci, evident, că nu o să ne mai orientăm după noi înșine, ci o să ne uităm după scală. Și dacă fiecare lucrător este conștient că el este un lucrător al lui Dumnezeu, este conștient că este un copil al lui Dumnezeu și are scala lui Dumnezeu la dispoziție, are planul lui Dumnezeu la dispoziție casa va ieși perfect. Într-o perfectă unitate. Dar dacă nu știm cine suntem, dacă nu știm legea pentru că noi credem că suntem fără lege, noi suntem deasupra și știți, numai o persoană care știe că este dependentă are nevoie de lege. Cealaltă nu are. Și oamenii zic, a, legea s-a dat la o parte pe cruce, facem ce vrem. Asigur, asta înseamnă că ești independent înseamnă că Dumnezeu te-a scos din, din, dependență față de El. Faci și poți trăi din tine. Spiritul la tentație va da pe față a Imagine de unitate din organism, planul de construcție, este anatomia. Lucrătorii sunt fiecare organ, fiecare celulă, pentru că Dumnezeu a făcut totul în noi să lucreze. Ce prelucrează ei? Materialul de prelucrare este chimia. Asta este. Cine le aduce chimia? Cine sunt uneltele prin care organele trebuie să lucreze? Sau sunt celulele sanguine? Sunt cele celule care duc prin sânge toate acele, necesar, acele necesități pentru ca organul să poată să-și pună lucrul la dispoziție? Cine controlează întreaga ființă? Evident că este Spiritul uman. El controlează. El. Știe, totul e controlat dintr-un punct, și de unde îi controlează el? Din identitatea lui, cum am văzut în ultimele prezentări. Și, scala care este? Legea vieții, legea fundamentală, iau pentru ca să dau. Spiritul uman, când știe că este o ființă creată, evident că se orientează după Dumnezeu și atunci și legile secundare, dependența de timp, temperatură, presiune, spațiu, nu mai este nicio problemă pentru el ca să o țină. Toate metaforele din Scriptură care le-am văzut și care le veți găsi despre unitate vorbesc de același lucru și anume că ceea ce contează este cine sunt și ceea cine sunt este dat pe față prin ceea ce fac. Mântuirea nu este, să știți, o teorie. Mântuirea nu este o, un proces juridic. Mântuirea este o realitate. Așa cum Iisus Hristos a trăit o viață sfântă și curată, fiecare care preia identitatea Lui, și răstignește, evident, pe cealaltă falsă. Va deveni ca El. Și va putea spune, împreună cu Hristos, Ce să vă spun cine sunt? Uitați-vă la faptele mele. Ele să vă deschidă ochii. Ele să vă dovedească cine sunt. Pentru că numai ele pot dovedi cu adevărat al cărui fiu sunt. Și aceasta se va da pe față în lupta, în lupta finală în care suntem. Atunci când suntem zguduiți, atunci când suntem asupriți, atunci predica de pe munte va trebui să fie standardul meu, nu de gândire, de facere, de gândire trebuie să fie, pentru păi, tot ce gândim iese afară prin facere. Închei cu ultima solia care Dumnezeu o trimite pe acest pământ în Apocalips 14, de la versetul 6 și 7. Și vom vedea acolo că mesajul conține un singur lucru. Versetul 6 și 7. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorului pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limb și oricărui norod. De ce oricărui? Pentru că toți suntem la fel. Toți am moștenit Eroarea în inima noastră, că credem că suntem ceva care nu suntem. Și iată care este mesajul. El zicea cu glas tare: Temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă. Ce înseamnă aceasta? A se teme de Dumnezeu înseamnă a ști cine ești. Pentru că ești dependent de El. Și El va duce la judecată de cine, ce identitate ai. Și toți cu identitatea Lui vor trăi. Și toți cei care au o identitate greșită, care cred că sunt concurența Lui, care cred că sunt mai mari ca El sau egal cu ei, vor arăta cine sunt. De aceea Dumnezeu apelează în ultimul mesaj către fiecare popor, către fiecare neam, să-și aducă aminte cine sunt. Că dacă eu sunt o ființă creată, evident că mă tem de Dumnezeu. Evident că sunt dependent ca să iau de la el, ca să dau. că Căci a venit și la că ce a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarea apelor. Iată identitatea clară. Te închin numai celuia căruia ai aparții. Nu te închin altuia. Isus a închinat lui tata pentru că era alutată. Și dacă noi conștientizăm Identitatea noastră. Unde prin Hristos am ajuns să fim schimbați înapoi. Noi vom trăi ca El. Mântuirea și identitatea se va da pe față prin felul nostru de a fi. Nu e simplu? Acum încă suntem în procesul de eu zic așa, de antrenament. Mai sunt firicele sau eu știu fire mari ale false identități care trebuie răstignit. Dar Dumnezeu știe procesul și știe cât de adâncă trebuie să ne conducă până a scos rădăcina rădăcinilor. Și când odată această rădăcină a fost scoasă, prin harul lui vom dovedi prin tot ceea ce facem, că avem un nume și un nume înseamnă o identitate. Identitatea ce 144.000 de mie, este că ei sunt fii al lui Dumnezeu. Exact, stau în centru, în jurul mielului care a spus despre el, eu sunt fiul lui tata și faptele mele dovedesc că sunt fiul lui, indiferent de ceea ce eu v-aș spune că sunt sau nu. Pentru că după faptele mele aveți toată mărturia cine sunt. Și cei 144 de mii vor dovedi cine sunt. Vor avea o identitate absolut clară. Și ea nu va fi scrisă pe frunțele lor cu litere, ci va fi scrise în focul, în cuptorul încercărilor. Ei vor dovedi că nu se vor lupta pentru dreptele lor, ei nu se vor lupta pentru eu știu ce, ci vor sta și vor zice ce a Domnului, e a Domnului, ce al meu, e al meu, ce are cei treaba Tatălui, las pe Tata să facă, ce este treaba mea ca fiu, aia fac. Și întregul pământ va fi umplut de slava lui Dumnezeu prin copiii săi care îi poartă identitatea, care știu cine sunt. Eu vreau să fiu unul din ei, în mod desăvârșit. Sper că și tu vrei aceasta. Amin.